din episoadele anterioare. Mădălin a ajuns la timp pentru a-și salva familia de gazul ucigaș. Vino cu a... Doar Radu a fost adus la spital în stare de inconștiență. Ocazia s-a potrivit ca o mănușă pe planul tânărului de a-și înscena dispariția dintre cei vii. Iar odată cu el a luat-o cu sine și pe nefericita Rodica. Mamă! Radu... Aș vrea eu! Radu, trăiești? Oho, și încă ce mai trăiesc! Sorin? Da, mă iubește Pompolău. Nu și-a dat seama că mă folosesc de el ca să îl distrug pe taicăsu. Natalia a decis să-și sacrifice iubirea. Roxana are mai multă nevoie de Sorin. Bravo! Bravo, Natalia! Sorin, ascultă-mă bine! Dacă tu îi spui ceva lui Damian, o să-i spun și eu de ce a fost între noi și de falsa ta relație cu Roxana. Ce, mă? O să mă distrugă și pe mine, dar și pe voi. Natalia, nu te recunosc. Nu-mi vine să cred că eu pe tine te-am iubit. Nu-mi vine să cred! Mădălin n-a știut niciodată de existența fratelui său, Geamăn. Of, ce zi! Să fie acesta sfârșitul inimosului Mariș, dacă vrei să afli, rămâi alături de noi. În câteva momente, Iubiri Secrete revine cu un nou episod plin de adrenalină. Scopul scuză mijloacele. Natalia a hotărât să renunțe la Sorin în favoarea Roxanei, făcându-l pe acesta să creadă că l-a mințit tot acest timp. Atât de tâmpit am fost, mă, nu pot să cred! Cum am putut, mă, să te iubesc pe tine? Cum? Cum? Asta e, Sorin. Din momentul ăsta fiecare își vede de viața lui. Da? Bine, mă, bine. Fiecare își vede de viața lui. Dar fă bine și pleacă cât mai repede posibil din casa asta! Nu plec nicăieri. Rămân aici lângă Damian. Tu nu înțelegi? Tu nu înțelegi că eu o să-i spun tot! O să-i spun absolut tot ce vrei să-i faci! Dar tu nu înțelegi că dacă tu îi spui ceva, o să-i spun și eu? Despre noi, deci despre falsa ta relație cu Roxana? Ce faci tu cu mine? Se numește șantaj, nenorocito! Asta e, Sorin. Fac orice ca să-mi îndeplinesc scopul. Bă, dar cât tupeu să ai, mă? Cât tupeu, mă, și cât de nesimțită să fii cu mine, cu sufletul tău, care te-am iubit și te iubești și momentul ăsta, cum? Sorin, ieși afară, că deja ai devenit isteric. Vreau să mă odihnesc acum. Sper să poți să te odihnești. O să plec acum, dar nu o să rămân așa, crede-mă. Sorin, iartă-mă. Te iubesc, dar locul tău e lângă Roxana. Cum, doamne, mi-ai scos-o pe fata asta în căl? Eu am iubit-o și așa bătut joc de mine. Și cum mă iubesc? Andrei, bună, mamă. Vreau să spun ceva. Adrian a venit la cei care îi sunt deja prieteni buni pentru a discuta ultimele evenimente. Da, mamă, te ascult. Mama, Adrian s-a oferit să ne protejeze de Damian. Andrei, este clar că omul ăsta vă urăște și e în stare să facă orice ca să vă distrugă. Eu încerc să strâng dovezi împotriva lui și să-l închid. Dar mi-e foarte greu pentru că încă are relații mari în poliție. Și știi, noi am hotărât de comun acord ca o perioadă de timp să se mute la noi, să stea aici în casă. Aha. A, păi și înțelegi părerea mea? Îți spun. Mamă, eu sincer să fiu atât timp cât tu te simți în siguranță și cât e mai bine pentru toți. Nu văd de ce nu. Asta e problema, că
Nici măcar în propria casă nu ne simțim în siguranță. Știu, tocmai asta zic, așa că pe mine nu mă deranjează. Trebuie să văd exact ce se întâmplă. Pentru că, în continuare, am senzația că cineva apropiat lui a fost aici infiltrat cu scopul de a vă spiona. Stați puțin să înțeleg și eu. Dumneavoastră vreți să spuneți că pe lângă episodul cu Simona ar mai fi cineva aici în casă, ca omul lui Damian? Iertați-mă, dar nu pot să cred asta. Cu tot respectul. Nu mai fi atât de sigur. Eu o să stau aici o perioadă, timp în care o să încerc să vă protejez, să nu mai aveți nicio problemă. Bine. Dar eu o să vorbesc și cu Madalin să vedem dacă este de acord. Și dacă tot vorbești cu Madalin, te rog să-i spui și despre Damian. Să-i spui odată că este taică-su. Da, tata, am să-i spun. Asta pentru că dacă acest război, tot războiul ăsta, se termină, trăim și noi mai liniștiți, nu mai suntem atât de tensionați, nu? Nu știu, eu nu știu ce să spun. O să vedem. Bună ziua, Madalina. Dumnezeule, cine ești tu? Moartea ta. În fața lui Madalin nu se află o oglindă, ci un om care clocotește de ură. Păi m-ați drogat? Ce dracu mi-ați făcut? Șor, Madalina, te-ai speriat? Asta sigur e mâna lui Damian. Eh, misterul ăsta nu o să-l afli niciodată, pentru că în următoarele secunde o să fie pe lumea cealaltă. Zi-mă cine e și ce vrei de la mine. Eu vreau doar două lucruri. Să te îngrop pe tine, după care să-ți distrug întreaga familie. E simplu. Dacă cineva se atinge de familia mea, o să fie prăpăt pentru el, mă. Madalina, eu o să-i fac praf pe toți, mă. O să-mi fac de cap cu ei, iar tu o să fii undeva în iad neputincios. Și din iad mă întorc, mă. Să elimin toți șacalii din jurul familiei mele. Fac să râd. Păi băiatule, tu nici măcar nu știi cine sunt eu. Știu exact, mă, cine ești. Ești un laș care fără pistolul ăla la mână ai face pe tine de frică. Inteligentă mișcare. Doar că nu poți să mă provoci. Aștept de foarte mult timp clipa asta, Madalina, și n-am de gând să o ratez. Și de când aștepți, mă, ocazia asta? Băi, tu vrei să știi cam multe. Numai că o să mor prost. Adio, Madalina. Primăraș, ce frumos sunteți astăzi! Ca soarele după cer, domn primăraș, în legătură cu ajutorul asociat. Ca un defavorizat al societății ce se crede, Iani s-a înființat la domnul primar cu niște mici pretenții. Iani, vrei bani? Da! La muncă, tată! La muncă! La muncă! La muncă! Îți dau eu pământ, îl muncești și primești și bani pentru asta. Pe o problemă cu la munca asta! Ia zi, te aranjează o chestie de asta? Nu prea mă coafează pentru că familia mea e bolnav, toți în familia mea. Au boala copiilor. Ia uimește, mă, Ian. Vreți să-i bag aici înăuntru pe tot? Ia să văd. Să vedeți ce blestemat sunt. Sunt blestemat, păduchioșilor, intrați înăuntru, păduchioșii. Ia să te văd. Păduchioșii, păduchioșii! Imediat! Bună ziua! Bună ziua! Dai, dracu, stai aici! Uitați! Bună ziua! Bună ziua! Numărul 1, numărul 2, numărul 3, numărul 23! Și cu tine 40, nebunule! Toți sunt molavi, toți au câte ceva! Ce? Ce afecțiune? Pe, în primul rând, toți avem o problemă. Ne-a murit doctorul. Ia, de exemplu, fiica mea, Didișor. Didi! Are probleme cu softul. Am încercat să o resoftez, să-i schimb hardul, transformatorul, nimic! O știu, păi ea o știu, că o știe tot satul. O știe tot satul, super! Cașfă! Fosta soție! Ea are probleme cu... Cu oasele, domn primar? Adică sunt fragile, sunt... Tata, faci tu! Finuța, am vrut să spun. Bravo! Actuala soție! Ea e model 92, Brazilia 92. Așa se purta 92. Ea are probleme cu inima. Inimoasă.
Iani, cred că mi se face rău. Fă să nu leșim pe aici că n-am să-ți dau medicamente, că n-avem bani. Bine, mi-am rezolvat. Dar pare numai eu chem să te bagi în perfuzii. Da. Și el, băiatul meu. O frumușață de băiat, uitați-vă puțin ce fălcuțe are, ce... Ia spune, băi, câte de dinte am aici? Câte? 4. Băi, mai uite-te o dată. Băi, stai ce zic, bă. Câte? 4 dinte. Cum? Câte? 4. 4. 4. Și ăsta e retard, are boala copilor. Și tu ce probleme ai, măi, Ian? Domn primăraș cu mine, problema mea e ei, problema mea. Dar, de fapt, problema mea e... Mădălin! Ioana nu înțelege încă ce crimă oribilă a avut loc. Doamne, ce s-a întâmplat cu tine, mătă? Mădălin, trezește-te, ce s-a întâmplat? Doamne, am... A fost împușcat, nu pot să cred. Mătă, încă mai ai puls. Rezistă, te rog frumos, ești puternic, rezistă. Trebuie să mă schimb ajutoare. Am chemat deja salvarea, vine, te rog frumos, să resuscităm. Da, hai că mergem, stai liniștită. Mătă! Deci în momentul ăsta, vă liniștiți și vă calmați amândoi. Să nu niciun comentariu. Oare a venit Iani cu lecția pregătită sau iar va fi trimis acasă fără o lețcaie? Eu am de la, cum îi zice, am alțat de la... Ce-ai tu, mă? Alzheimer? Alzheimer, cum zici tu așa, exact de ăsta, exact la fel am și eu. Cum ai zis? Iani, gata cu miștorile. Vrei bani la muncă, tată. E nevoie în agricultură de oameni ca voi, o mulțime. Uite-te și tu, bine făcut, sănătoși. Dar ce e agricultură? Că am de aia, cum îi zice, am alța, am de la... Ce ai tu, mă? Am de la, cum îi zice, că nu mai știu ce înseamnă agricultură. Agricultură înseamnă să muncești cinstit, să câștigi cinstit și să-ți întreții familia. Uite ce familie frumoasă. Familia, da. Păi da. Da. Da, totuși mai vrei mai tare să gândești la ajutor la social? Ai venit de 10 ori, ți-am spus că n-ai dreptul la ajutor social. Hai, ieșiți afară că am treabă. De ce? De ce? Am treabă, am zis să ieșiți afară. Și bănuți? Da, chiar a zis să ieșiți afară. La revedere. A zis să ieșiți afară. Ești băiatul meu și tu afară. Iani, și tu, și tu. Stați așa că eu vreau să mai mă milogesc. Că eu sunt cu pomana. Eu sunt cu cerșeala, cu ajutor. Ia, și tocul de la ochelani. Iani. Nu. Ce e mai aici, mă? Ce se întâmplă, mă, în primăria asta, mă? Hai, ieșiți afară odată! Doamne, domn primar! Întărbați primăria, ce aveți? Hai, plecați! Ca bine zici, mă, tare că meri soarta! Să mă rog doi vecini, dar să n-am mai parte de ochii tăi, dar nu la muncă cu mine! Că meri soarta! Așa să faci, așa să faci, Iani! Să te duci la muncă, Iani, că ești prost! Hai! Ești prost, Iani! La muncă! Ești prost, Iani! Ba la muncă să te mănânce, Iani! La muncă! La muncă, așa-i să n-am parte de ochii tăi, dar nu! La muncă, Iani! Așa e cel mai cinstit! La muncă! La muncă! La muncă! Cerșetorule, păduchiosule! Gata! Hai, Iani, sper să nu ne mai vedem! Să rămânem mai tale! Să rămânem! Asemănarea dintre Bogdan și soțul ei este atât de mare încât Ioana nu bănuiește nimic. Mă dă, Ioana m-a chemat că mi-a spus că te-a văzut împușcat aici. Păi da, mă dă, am venit aici și te-am văzut pe jos, avea o hrană de clunț. Nu, nu, Ioana, eu mă prefăceam că sunt mort. Aici era un om al lui Damian care a încercat să mă moare. În momentul în care tu ai plecat, după ajutorul l-am împușcat pe ăsta. Adică ești bine? Da, sunt bine. Vine aici. Nu vine să cred. Da. Nu sta lângă el, dă-te în spate. Mă dă. Acolo e un om mort? Da, dar n-are nicio importanță, te rog frumos, nu te apropia de el. Deci nu vine să cred că e un om mort în casa noastră. Mă dă, și ce vrei să facem acum? Ce facem în secundul ăsta? Da, zi. Păi, voi doi, eu o să mă ajutați să-l duc în garaj. Din să garaj. Facem ce? Tu ai nebunit la cap? Cum să facem asta, Mădălin? Preferați să facem toți trei pușcărie? Preferați să ne distrugem viețile? Păi, stai puțin, măcar ai verificat dacă e mortă, sigur e mortă, uite pe ăsta care are puls, eu spun, lasă-mă pe mine. Sunteți inconștienți? Omul ăsta a încercat să mă omoare, a primit exact ceea ce merita.
Hai să închidem subiectul. Ioana, te rog frumos, du-te, uite-te, vezi dacă vine cineva pe scări, iar tu pune mâna și ajută-mă să-l car. Ce să facem, mă, hai să găsim o altă soluție. Cum, bă, ce, suntem infractori, criminali? Pușcăria, alegem pușcăria, vreți? Ioana, te rog frumos, du-te, vezi dacă vine cineva pe scări. Iar tu, Andrei, ar fi indicat să nu-i spui lui mama pentru că n-am chef de crize și de balamuc. Nu, stai puțin, mă, dă, am altă idee. Îl sun pe Comar și vine și ne ajută și vedem ce facem cu el. Nu, dacă îl sun pe Comar, o să facem pușcărie. Repet, iar tu pentru complicitate. Te rog frumos, poartă-te ca un bărbat, nu ca o fetiță. Mișcă-ți fizicul și hai să-l cărăm pe ăsta. Te rog. Bine, hai. Ia, stai puțin. Mă, dă, omul ăsta are puls, el nu e mort. Hai să sunăm la salvarea corpului, să-l salvăm, e complet aiurea ce facem. Andrei, îmi pierd răbdarea cu tine. Ăsta a încercat să mă omoare. Are puls acum? În 9 secunde? Nu mai are. Hai în garaj, în mașină și la pădure. Hai, te rog frumos. Hai, Andrei, manul ăsta. Și încă ceva, nu încerca să te uiți la el pentru că l-am împușcat în cap și arată groaznic. Hai, altă picioare. Sorin, deja mi-e dor de atingerile tale. Natalia nu numai că s-a despărțit de Sorin, dar a încercat să-l facă pe acesta să o urască și să o disprețuiască. De ce, Doamne, nu pot să uit? Și încă mă iubesc. După tot ceea ce mi-a făcut, trebuie să fiu puternic și să o ignor. Mai ales că e atât de ușor când o am pe Roxana lângă mine, care merită mult mai mult. Ce ești supărat, Sorin? Am avut niște probleme. Ce s-a întâmplat? Eu și cu Natalia ne-am despărțit definitiv. Cum adică? Uite așa, Roxana, mi-am dat seama ce fel de om e. Și-a dat arama pe față. Tu vorbești serios? Da. Și să știi că ai avut foarte mare dreptate. Nu-i decât o șmecheră și o profitoare. Ea nu m-a iubit niciodată. Ea deja avea pe altcineva. Înțelegi? Doar s-a folosit de mine și atât. Îmi pare nespus de rău că suferi, Sorin. Chiar îmi pare rău. Acum n-am decât să uit și atât. Cum crezi tu că e mai bine? Asta e cel mai bine. Să uit. Dar o să o vezi tot timpul prin casă și o să fie foarte rău. Știu, Roxana, m-am gândit la chestia asta, dar este o femeie care merită tratată doar cu dispreț și atât. Așa o să o tratez și eu. Am înțeles. Ce spui de o plimbare? Să te mai relaxezi și tu puțin. Bună idee. Roxana, îți mulțumesc din suflet că ești alături de mine. Știi foarte bine ceea ce simt pentru tine. Hai să mergem. Mor de gelozie când îi văd împreună. În locul lui e lângă Roxana. Am un copil împreună. Substituirea lui Mădălin cu Bogdan pare a fi perfectă. Bă, vezi că Stanca mai avea puls. Stai tu liniștit. I-a pregătit Damian ceva foarte special. Mai bine zi-mi cum e cu infiltrarea. Ceva probleme? S-a prins careva ceva? Nimeni nu bănuiește nimic. Iar boul ăla de Andrei m-a ajutat să car fizicul ăsta aici. Foarte bine. Atunci continui misiunea? Da? Ok, ne auzim la telefon. Salută lui Damian din partea mea. Ai grijă. Baftă. Madalin, vino puțin. Hai că vin. Ce-ai făcut? N-am făcut nimic, tot e ok, mă stăt. Și-a dat nimeni să mă dă nimeni. Sigur? Da, m-a rezolvat. Bine, vezi ce faci ăsta. Madalin, ia loc. Ți-a trecut rana de la ureche?
A, nu, am avut niște sânge uscat, am fost la baie, am dat cu apă, s-a dus tot. Ce rană? Nu e nimic important. Mama, știi, am stat de vorbă cu Adrian. Adrian? Da, cu mine. Am cer scuze, sunt cu gândul în altă parte. Ideea e că în casa asta nu ne mai simțim în siguranță și trebuie să fim protejați. Păi și nu v-am promis că o să am eu grijă de toți? Damian vrea să ne asasineze pe toți, mamă. Așa că eu am vorbit cu Adrian și am căzut de comun acord ca o perioadă de timp el să stea la noi în casă. Am găsit că asta este cea mai bună modalitate să vă protejez. Sper să nu te deranjeze ideea. Mie mi-e indiferent. Ești de acord? Dacă voi vreți. În cazul ăsta, mă duc să-mi aduc niște lucruri. Ne vedem diseară. Mulțumesc mult, Adrian. E plăcerea mea, Valeria. Mai aveam ceva să-ți spun. Spune-mi acum. Ceva ce am încercat să spun de multe ori, dar n-am reușit. Păi, acum e momentul să-mi spui. E vorba tot despre Damian. Ce e cu Damian? Știi, în primul rând, nu mi-e așa ușor să spun. Fă-ți curaj, ia-ți inima în dinți și spune-mi direct. Ușor de zis, greu de făcut. Știi, Damian e... Ce e Damian? Damian e tatăl tău. O să mai repeți o dată, te rog frumos? Mădălin, tu ești fiul lui Damian. Radu a scăpat de toate problemele, mai puțin de una, care pare să-l urmeze ca un blestem. Nu! 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 Ce-ai pățit? Ce s-a întâmplat? Nu mai vreau femei virtuale! Nu mai vreau virginitate! O vreau pe Didi! Vreau pe Didi! Mamă, zici că te transformi! Dar n-ai cum să o vrei pe Didi, fiindcă n-ai cum să ieși din casă. Da, mă, și ce ar trebui să fac acum? Că dacă lumea mă crede mort, trebuie să stau în casă toată viața și să mor virgin? Și dacă ești tot virgin, o să rămâi? Da, mă, da, nu mai vreau femei virtuale, măcar atâta. Măcar să o am și-o pe Didi în brațe, să o țin lângă mine, înțelegi? Uite, numai când îi pronunț numele, îmi plouă în gură, așa, am un nod în gât, nu știu ce să fac. Uite, iau o gură de Estoniu. Nu iei tu nici o gură de Estoniu, lasă-l pe mâna mea, dacă e prețios. Tu înainte să mor nu te-ai gândit că n-ai voie să ieși din casă? Ba da, mă, dar eu m-am gândit mai mult că o să scap de Dodel și de Aristotel, atâta. Și nu te-ai gândit că o să vrei pe Didi? Stop. Ce? Mi-a venit o idee. Știu ce cum idee? Să scap, gata. Ia zi. Mă deghizez. Nu, iară, să nu te mai ocupi așa ceva. Nu, 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 stai că nu mă mai deghizez în femeie de data asta. Dar în ce te mai deghizezi? Păi gândește-te bine. Iani ia hâtia după bani. E mort. Clar. Asta înseamnă că trebuie să cunoască un bogătaș. Cam așa. Dar mă explică și mie mai clar, că nu prea înțeleg unde vrei să... Dacă mă ascult până la capăt, o să înțelegi. Hai că te ascult până la capăt. Deghizat, evident. Deghizat. O să fiu bogătașul care o curtează pe Didi. Iani, cum e ahtiat după banii recte, cum am spus eu mai devreme, o să vrea bănuțul bogătașului și mi-o dă pe Didi, în schimb. Eh? Deci eu, bogătașul, cu bani, o să ajung diseară să fac dragoste cu Didi. Dacă tu îți pierzi virginitatea înaintea mea, fac 100 de mătări. Dacă nu fac eu 1000. Faci tu 1000? Da. Taie tu, că am stic la mână. Diseară, adio, virginitate. S-o crezi tu. Nu. Valeria habar n-are că secretul ei a ajuns la cine nu trebuia. Mădălin, tu ești fiul lui Damian. Pot să cred. Eu sunt fiul lui Damian? Da, el e tatăl tău natural. Păi eu până acum am crezut că Tudor e tatăl meu. Dar am vorbit cu tine și ți-am spus că nu Tudor este tatăl tău. Da, așa e. Vestea asta m-a cam dat peste cap și... Ți-am spus că am fost agresată de un individ. Într-adevăr, mi-ai zis ceva. De...
Acel individ care m-a agresat este Damian. Adică Damian te-a agresat în tinerețe și ai rămas sărșată cu mine? Da, mamă. Damian, omul care vrea să ne asasineze, este tatăl tău. E sigură că e tatăl meu, mamă? Da, mamă. Și am crezut foarte mulți ani că Tudor este tatăl tău. Dar Damian este. N-am cuvinte, că nici nu știu ce aș putea să-ți mai zic. Îmi pare rău că nu ți-am spus mai demult. Într-un fel e mai bine că nu mi-ai spus mai devreme. Cum adică? Spuneam și așa, sunt puțin tulburat și cu greu îmi găsesc cuvintele. Mama, când ai să te liniștești, ești de acord să-i spunem și lui? La asta mă mai gândesc. Mădălin, te rog eu frumos să mă iubiți. Ți-am zis că e ok. Ioana a fost martora unei crime, doar că nu știe că victima este chiar soțul ei. Gata, Ioana, liniștește-te. Nu trebuie să mai gândești la ce s-a întâmplat cu bărbatul. Ai un copil așa aici, trebuie să fii calmă pentru el, da? Gata, Ioana, gata, puiul, mama. Ești gata, stai liniștită. Stai și tu liniștită. E ok. Da, da. Andrei. Ioana... Te deranjez? Nu mă deranjez. Vreau să văd ce faci, să văd cum te simți. S-a întâmplat ceva? Vino cu aceea. Stai jos. E copilul. Cred că vrea să spună ceva. E mai neliniștit. Sigur te simți bine? Ioana, hai că mă o să chem doctor. Nu, Andrei, stai! Problema nu e de natură medicală. Da, știu ce vrei să spui și știi că am vorbit despre treaba ta. Nu, Andrei, nu știi. Ba da, Ioana, știu. Simți pentru mine ce simt eu pentru tine. Ne iubim și trăim împreună povestea asta groaznică, dar trebuie să ne luăm gândul de la ea și trebuie să mergem mai departe. Asta trebuie să facem. Nu vreau să spun asta. E vorba despre ceva mult mai important decât iubirea noastră. Păi atunci te ascult. Zi. Nu cred că e momentul să vorbim acum despre asta și nici locul potrivit. Păi, din moment ce tu suntem aici, poți să-mi spui... Andrei, aici poate să intre oricine. Poate să intre Mădălin, poate să intre oricine din familie și nu e bine să discutăm aici. Atunci bine, când vrei să vorbim? Uite, o să mergem într-o zi și în altă parte și o să vorbim despre asta, dar nu acum, te rog. Am înțeles. Atunci hai că nu te mai... Okay. Nu te mai rețin. Iho, oricum venisem să văd dacă e mai bine aici, în camera asta, dacă te simți mai bine, dacă ești mai ok. Da, e bine. Ai grijă de tine. Bine. Ce fac? Ar trebui să-i spun că e copilul lui și dacă îi spun după aia ce se întâmplă? Ce fac după aia? Doamne, că te iubesc pe fata asta. Dar până la urmă va avea un copil cu fratele meu. Asta e. Bogdan a fost la locul potrivit în momentul potrivit pentru a primi o informație interesantă. Oare îi va aduce la cunoștință șefului său ce a aflat? Te felicit pentru captură. Bănuiesc că e mort. Nu, nu e mort. E bine, mersi. Stai puțin, ce vrei să zici? Eu l-am împușcat cu mâna mea. Ăla era un pistol cu tranquilizantă, Bogdane. Îl vreau pe Mădălin viu. Înțeleg. Vreau să-l lichidez tu. Da. Vreau să-l lichidez eu. Dar e prea simplu așa. Mai întâi vreau să vadă cum îi termin familia. Cum fiecare membru al familiei lui o să dispară. Unu câte unu. Asta înseamnă răzbunarea adevărată. Eu zic să nu mai pierzi timpul. S-ar putea să scape. Asta, vezi-ți de grijile tale, da? Vezi de familia Marișilor și distrugi o dată familia aia nenorocită. Până nu dispare Măduțu, Damian nu trebuie să afle că suntem fiii lui. Haideți! Iani i-ar fi părut rău să facă drumul degeaba până la primărie, astfel că nu s-a întors de acolo chiar cu mâna goală. Haide mă, ce dracu mai stai? Dă-ți să vedem! Înainte să o dă-ți trebuie să facem o înțelegere. Ce înțelegere? Înțelegerea este următoarea. Eu iau 90% și voi 10%. Iubire,
Iau eu 90% pentru că sunt soțioara ta, nu? Mai gândește-te, nici în visul tău să știi că sunt toți ai mei. S-o crezi tu? Mama, da. Ăia 90% sunt dolari sau euro? Iubita mea, scumpa mea! O să-ți explice ce mama mai târziu. Acum negociem! Bă! Nu negociem nimica! Eu am furat-o, eu împarce în ea! Iani, desfă o dată să vedem. Da-ți-mi gură că mi-am luat fapta! Desfă! Hai mai repede! Te! Ce m-a acolozi? Ce poate să fie dacă am furat-o de la primă oraș? Decât ceva bun, ceva ca sparai. Dar problema e că miroase cam urât. Filara, n-ai bine să fie că... Ia desfă mama că nu mai am răbdare! Ăștia sunt bama, nenorocitule! Toți sunt bune că avem mâncare 2-3 săptămâni! Da? Zău! Stați așa! Știi pentru ce sunt bune? Să te bătem pe tine, mă, nenorocitule! Asta vrem! Păi el, mă! Mamă, lasă că tot e bine! Nu am mult lucru, mă! Dar ăsta ce-o fi? Da, nu înțeleg nimic, zici că e în chineză! E română sora, mă, uite! Da, ce te crezi mai deștept, știam și eu. Na, dar nici așa nu înțeleg. Cred că o să le iau să studiez. Îl ține asta. Contract. Hai să studiez. Mădălin este în viață, dar asta doar fiindcă în cruzimea lui, Damian vrea să-l facă martorul dispariției marișilor. Ai auzit, măduțul meu drag și scump, ce-am vorbit la telefon? O să-ți distrug familia, iar tu o să rămâi în viață ca să vezi tot spectacolul din fotoliu cu ochii tăi. Băi, dementule, cine e ăla pe care l-ai pus să mă împuște? Cine e ăla pe care l-am pus? Nu mai știu cum arată. Chiar nu mai știu cum... Ești curios, Neșe? Uită-te la mine că o să aflu într-o bună zi. N-o să afli, mă duț, n-o să afli. O să mor curios. Dar înainte să mor curios, o să vezi cum îi pierzi pe toți dragi ție. Damiane, tu dă mâna mea intri pământ. Da? Visează frumos, măduțule. Visează în continuare frumos. Încarcere cu el, hai! Ia zi, doctore, ce e? Da, vreau să vă spun ceva despre Bogdan. Te rog, spune. Mai avem foarte puțin elixir și dacă nu-l injectăm zi de zi, o să îmbătrânească. Da, știu, trebuie să facem rost de stone la blestemat. Cât mai repede. Și ar mai fi ceva de spus despre Bogdan. Da, spune-mi, doctor. Din observațiile mele, băiatul e ușor dement și foarte agresiv. Nu este chiar întreg la minte. Nu poate fi controlat, cam de nimeni. Păi asta e bine, doctore. Înseamnă că o să facă viața marișilor un calvar. Eu v-am spus. Acum mă duc la lucru. Mulțumesc, doctore. Spor la treabă. Simona. Da. Ai mai aflat ceva de la Vladimir? Chiar nu am avut timp în ultima vreme. Draga mea, trebuie să înțelegi că asta e o prioritate pentru tine. Vreau să stai lângă Vladimir, să stai de partea lui, să afli toate secretele importante de la el. E chiar așa de greu? Asta o să fac, Damian. Vreau neapărat să aflu formula elixirului perfect. Pentru că, vezi tu, Simona, visul meu să fiu tânăr și să am o viață minunată alături de iubita mea. Asta e tot ce-mi doresc. Ea îi trezuse ca a dat lovitura, când colo captura lui mai mult le-a înfuriat pe fete. Gata! Ce gata? Gata, că n-aveți pume pe voi! Noaptea, fără tot! Gata! Stop! O să avem foarte mulți bani. Vă promit! Și când? Trebuie să mă ajutați să mă ajutați într-un fel. Și nu mai face cea că dau un pământ în gură, dar m-ar dinții din gură! Nu toci! Vă dau un adevăr de magnetizez! Hai, zi mai repede! Tu trebuie să fii puțin mai calmă, să fii puțin mai așa, să vorbești mai frumos cu mine, să spui iubitule, dragule, așa. Și tu? Eu. Tu trebuie să faci sex bombastic, baby fantastic! Sunt visele with tale! Me. Da, gata! Wow! Bonjour! Asta este casa familiei Mameron. Da, dar aici nu este bal mascat, deci e plimbă ursul. Iani, cine e ăsta, mă? Numele meu este Contele von Marinț.
Cine, mă? Am venit din Viena. Oh. Dar cine ești? Cine a zis? Ok. Tajma e Conte. Tajma. Lipsit de elixirul vital, Vladimir îmbătrânește și se stinge încet, încet. Bună. Ce faci, Vladimir? Ai și revenit, draga mea Simona. Tu chiar și în situația asta te ții tare? Nu am de ce să nu mă țin tare atâta timp cât dețin secretele tale, draga mea, și ale trecutului tău. Dar că vezi, tu ești la mila mea sau la mâna mea, cum s-ar zice. De ce? Am aici elixirul de care depinzi. Fără el, știi că ești un om mort. Hai să începem atunci. Mai întâi încep tu și dacă simt că nu mă minți, o să primești. Dacă nu, nu. O să fac asta. De dragul amorului pe care ți l-am purtat și a dragostei care am avut-o înainte să ai tu amnezia. Vezi? Deja încep să aberezi și asta nu-mi place. Eu nu aberez niciodată, Simona. Asta este purul adevăr. Nu trebuie să profiți de faptul că am avut amnesie și că mi-aduc aminte absolut nimic. Dar proastă nu sunt. Cu un boșorog, nu aș fi avut cum să fiu. Acest boșorog arăta foarte bine acum 20 de ani. Și tu arătai foarte bine. Eu acum 20 de ani eram doar un copil. Un copil de 30 de ani care a avut o relație cu mine și cu Damian. Cum să am 30 de ani, acum 20 de ani? Tu te auzi ce spui? Simona, Simona, ai fost aleasă să întinerești. Faci parte într-un experiment. Nu pot să cred, nu are cum. Ba da, spun eu. Și acum să-ți mai spun ceva. Tu te-ai născut acum 50 de ani, Simona. Bogdan nu are cum să știe în amănunt comportamentul lui Mădălin. Oare se va da de gol în cele din urmă? Ce faci, iubirea mea? Eu mergeam până la baie. Și eu mergeam la tine. Da? Da. Ce faci? Cum ce fac? Vreau să te sărut, după care vreau să fac dragoste cu tine. Poftim? Mădălin, cum adică? Cum adică ce? Cum adică să facem dragoste? Nu cred că e de bună. Adică nu e... Stai puțin că nu e bine. Nu e bine ce? Eu sunt soțul tău, tu ești soția mea și mi se pare normal ca eu cu tine să facem niște lucruri, nu? Mădălin, dar nu... Tu ai dreptate, eu sunt soția ta. Problema este că tu știi prin ce am trecut și mi-ai promis că o să fii înțelegător cu mine. În plus, noi n-am făcut niciodată dragoste. Ce ți-a venit? Da, așa ți-am promis. Păi da, mi-ai promis. Și acum nu înțeleg de ce te comporți așa ciudat, ai finit. Vai cât de prost mă simt în fața ta. De când a fost incidentul cu individul ăla pe care l-am împușcat, nu știu, am o groază de chestii în cap și nu le pot controla. Și am înțeles, am înțeles. Stai liniștit, nu ai de ce să te simți prost. Te înțeleg și chiar îmi pare foarte rău pentru tot ce s-a întâmplat. Să știi. Damian se felicită pe sine însuși pentru capturarea lui Mădălin. Habar n-are câte probleme grave îl pândesc din umbră, de fapt. Dragii mei, v-am adunat pe toți aici pentru că vreau să sărbătorim succesul familiei noastre. Astăzi am scăpat de ultimul inamic important care ne mai stătea în cale. Deci din acest moment nimic nu ne mai poate zdruncina. Așa e, tată. De azi toată puterea e la noi. Felicitări! Felicitări! Mă bucur să am lângă mine un bărbat puternic. Și eu mă bucur că am lângă mine cea mai frumoasă femeie din lume. Și cu ocazia asta ți-am pregătit o surpriză. Știu că în ultimul timp am fost foarte ocupat cu afacerile mele. Acum că totul s-a rezolvat, vreau să spun că tot timpul meu va fi pentru tine. Mă bucur să aud asta. Pentru că te iubesc enorm și vreau ca toată lumea să știe asta, fac acest pas important pentru mine alături de cei dragi. Natalia, vrei să fii soția mea? Lui Bogdan pare să-i lipsească bunul simț al fratelui său, Geamăn. Ce, totuși, nu vrei să facem și nimic? Mă,
dar de ce te comporți așa? Ce insisti? Ți-am spus. Prințesa mea, doar glumeam, nimic mai mult. Ah, ok. Eu o să mă duc până jos, da? Da. Se comportă foarte ciudat. Ioana. Trei. Trebuie să vorbim neapărat. Nu aici, Andrei. Abia a plecat Mădălin, poate... Ioana, trebuie să vorbim acum neapărat, pentru că am auzit tot ceea ce ai vorbit cu Mădălin mai devreme. Ce ai auzit? Exact. Ioana, am auzit că voi doi n-ați făcut niciodată dragoste. E adevărat? Ai auzit asta? Te rog frumos, răspunde-mi. Știu că nu e treaba mea să te întreb asta, dar... Bine, 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 bine. Dacă s-a ajuns aici și dacă... Bine, o să spun adevărul. Da, ai auzit bine. Nu am făcut niciodată dragoste cu Mădălin. Păi și atunci să înțeleg că, nu știu, nu ești însărcinată sau cum, nu înțeleg cum ai... Mădălin nu este tatăl copilului. Sunt însărcinată, dar Mădălin nu este tatăl copilului. Stai puțin, că eu nu mă înțeleg acum. Dacă Mădălin nu e tatăl copilului, da, și tu spui că ești însărcinată și mie seara mi-ai spus că tu erai virgină... Ia stai puțin. Da. Ioana, vrei să spui că... Da, Andrei, tu ești tatăl copilului. O, da, știu și eu am visat să facem dragoste și acum a venit momentul să-ți arăt ce înseamnă dragoste. Stai să-ți spun ceva, dar fii sincer, ai avut mai mult de 1000 de femei? Tu cum să n-am mai mult de 1000 de femei dacă am 3 pe zi, tu ce-ți închipui? Dar stai liniștită, că acum a venit rândul tău. Ce vreau să zic, în caz pe viitor, dacă, Doamne ferește, o să fiu plecat sau o să am treabă sau nu o să pot să suplinesc datoria de soț, poți să mă trezi gândând pe adică, iubitor? Gura lumii, ce să mai... Eu nu sunt ocilar. Eu te-aș devora cu totul. Oh, găule! Pardon. Sorine, ce cauți tu aici? Ești pe cai. Ți-e bine. L-ai păcălit pe tata. Dar pe mine nu mă păcălești. Sunt cu ochii pe tine și o să am grijă ca cu prima ocazie să ai de suferit. Și de aici, din carcera asta, tot eu conduc și fac jocurile. Dragii mei,